Salutare, internațiune! Ne-am întors cu un unboxing de data asta. Este vorba de un telefon de la Allview, Simply S5. L-am primit împreună cu tableta Allview Aldro 3 Speed Quad. Începem cu telefonul și după aceea ne ocupăm și de tabletă. Telefonul de aici este un model simplu. Înainte să desfacem cutia, de să vă spun câteva din specificații pe scurt. Este un dual SIM, dual standby GSM. Are Bluetooth, USB 2.0, GPRS, are cameră de 2 megapixeli, slot microSD, are un ecran de 2.8 inch TFT, rezoluție 240x320 de pixeli, măsoară 10.2 mm. După cum se poate vedea în această imagine, pare a fi un ecran tactil, o să vedem imediat. O parte din specificațiile, restul o să ne ocupăm în review. Haideți să desfacem cutia. Telefonul este primul pe care îl vedem într-o țipă de plastic. Este în aluminiu capacul și nu avem baterie în el. Bănesc că este în pachet, vedem imediat. Avem un cablu USB, micro USB. Un set de căști. Căști simple. Avem și o telecomandă și un clește, depinde, nu știu cum se spuneți. Încărcătorul prin USB. Bateria, bineînțeles, ales vreau unde este. Este o baterie de 1280 mAh. Destul de generoasă pentru un astfel de telefon. Mai avem certificatul de garanție. O hârtiuță și manualul de utilizare. Numai bun de citit. Revenim la telefon. Îi atașăm puțin bateria. Capacul este din metal. Foarte rezistent. Pe spate este camera de 2 megapixeli. În dreapta un difuzor. Tastele sunt mari și ușor de apăsat. Îi dăm și folia jos. După cum se poate vedea, un ecran generos pentru un astfel de telefon. Îl pornim. Nu avem alte butoane pe lateral decât jack-ul audio, portul pentru încărcare și atât, din câte se vede. Iată că a pornit destul de repede și, din păcate, nu este un ecran touchscreen, deși pe cutie așa pare. Asta îmi dă impresia de ecran tactil. Acesta este meniul, destul de drăguț, specific Allview, dar o să vorbim mai multe în recenzia video. Cam atât cu Allview S5, asta a fost unboxing-ul, la revedere!